Hello! Astăzi este luni și vreau să încep un nou vlog pentru că am să vă arăt câteva lucruri. Mă vedeți în bucătărie de unde n-am mai filmat de foarte mult timp, dacă stau bine să mă gândesc, pentru că am venit să-mi fac o cafea. Între timp am vărsat-o pe tot aragazul, nu mă întrebați cum, dar am vărsat-o și bineînțeles că mi-am făcut alta și am zis că rămân aici dacă tot am venit. Este făcută în cana mea de Crăciun, dar nu mai contează, cafea să fie până la urmă. Mi-e place oricum foarte mult cana asta și o folosesc foarte des, probabil ați mai observat și pe Instagram. Însă, înainte de toate, aș vrea să vă pun puțin la curent cu câteva lucruri, pentru că am noutăți pentru voi, dacă pot să le numesc așa. Întâi de toate, vreau să vă spun că în sfârșit mi-am dat demisia și poate pentru voi nu ar fi nimic extraordinar, însă pentru mine este, credeți-mă, pentru că a fost un job la care m-am stresat extrem de tare. Am avut multe zile în care veneam acasă și începeam să plâng, am avut zile în care plângeam la muncă și ăsta nu este un mediu sănătos, nu este un job în regulă, așadar vă zic din start, dacă vi se întâmplă și vouă treaba asta, indiferent de motive, dacă ați ajuns să plângeți la locul de muncă, credeți-mă că nu este în regulă, așadar dați-vă și voi demisia, pentru că e vorba până la urmă despre sănătatea noastră, care este mult mai importantă decât absolut orice job de pe pământul ăsta, să fim serioși acum. Apoi mai e și felul în care te simți tu la locul de muncă, în mediul respectiv, alături de persoanele cu care lucrezi și așa mai departe, pentru că în condițiile în care simți și consideri că nu te-ai acomodat și nu îți place ceea ce faci, nu te simți în largul tău, nu ți aduce fericire locul acela de muncă și așa mai departe, cea mai simplă metodă este să pleci, nu? Asta consider eu până la urmă. Nu văd de ce ai sta și ai sta și ai sta, în speranța că poate o să se modifice ceva, poate o să se schimbe și o să fie mai bine după. Fie vorba între noi și eu am făcut greșeala asta, nu la capitolul acomodare, însă am așteptat și am așteptat și am așteptat că poate o să se schimbe ceva și uite unde s-a ajuns. Să-mi dau demisia până la urmă, însă să vă zic sincer, eu știam că aici o să se ajungă pentru că asta mi-a dat de înțeles din toate lucrurile pe care mi le spunea, asta mi-a dat de înțeles prin toate mișcările cu ghilimelele de rigoare pe care le făcea sau le spunea sau lucruri de genul, așadar eu știam că aici o să se ajungă, dar eu nu i-am spus nimic dinainte, bineînțeles, am așteptat momentul oportun și pac, i-am dat demisia și sănătate la neamuri, cum s-ar spune. Ideea e că pe mine m-am mutat la o altă locație, fără acordul meu, bineînțeles, pe motiv că am greșit două comenzi cu livrare. Așa a fost, le-am greșit, nu vă mint, dar greșelile acelea s-au remediat tot în aceeași zi și mi-a zis că mă mută la o altă locație pe motiv că am greșit acele comenzi și că au început să vină din ce în ce mai multe reclamații. Ok, am înțeles, dar aici mie mi s-a pus un semn de întrebare și aș fi fost în stare să-i spun în felul următor. Și toate reclamațiile alea care au început să vină au numele Silvia la final? Adică despre ce vorbim? M-a acuz pe mine că au început să vină din ce în ce mai multe reclamații din cauza mea? Pardon? Despre ce vorbim? Și în momentul ăla vă zic sincer că aș fi răbufnit un pic, dar nu-mi permit să vorbesc așa cu ea, așa că nu i-am spus nimic, dar știam că aici o să se ajungă, după cum am spus și mai devreme, și știam că o să o las cumva cu gura căscată, pentru că nu s-ar fi așteptat să-mi dau demisia, dar uite că așa a fost să fie, la fel cum le-am spus și colegilor mele, șefa mea a luat o decizie proastă, așadar suportă consecințele. Eu merg în continuare pe premiza asta pentru că așa a fost din punctul meu de vedere. De fiecare dată îmi spunea că vede potențial în mine, că îi place cum lucrez, că sunt o fată bună și că vrea să le dea mai multe șanse și persoanelor mai tinere, pentru că cred că eu am fost cea mai tânără persoană din toată Capșa, să spun așa, pentru că am 20 și ceva de ani, 21 acuși, 20 și ceva, wow, 20 de ani acuși, 21, asta a fost tare, așa. Și mie mi se pare că astea au fost vorbe aruncate în vânt, doar ca să mă cucerească cu ghilimelele de rigoare, dar nu a fost așa, pentru că nu am căzut în plasa ei. Am tăcut mult prea mult timp și am trecut peste și am așteptat în speranța că poate o să ia decizia corectă, dar nu a luat-o și după cum spuneam și mai devreme, acum suportă consecințele. Mie mi-a spus că o să mă readucă la locația inițială, însă eu am simțit că nu o să fie așa și că are alte planuri pentru mine, iar în momentul în care m-a chemat la ea în birou pentru decizia finală, să-i spunem așa, a venit cu pretextul că nu poate să mă mai aducă la locația inițială pentru că formula este completă și nu aș avea pe ce tură să fiu, practic. Și am stat așa un pic și m-am gândit, adică tu o iei pe colega mea de la locația unde m-ai mutat, fără voia mea, o pui în locul meu la butic și apoi îmi spui mie că formula este completă, pardon, despre ce vorbim? Adică a rămas așa mască, zic, colega mi-a luat locul și în loc să o trimis pe ea înapoi, în locul ei, practic, îmi spui mie că acum formula e completă și că n-ai unde să mă bagi, atunci mi-a căzut fața, vă zic sincer, chiar mi-a căzut fața, și eu aveam în cap numai demisie, pentru că știam că o să mă mute într-un alt loc unde iarăși nu o să-mi placă.
pentru că m-am săturat să stau la cheremul ei și să mă mute ba acolo, ba acolo, ba acolo și de fiecare dată când vorbeam cu ea să-mi spună că da, păi ai greșit, păi dacă o să mai fie comenzi și sigur o să mai greșești. Pentru că așa îmi spunea de fiecare dată, dacă vă vine să credeți, și asta nu mi se pare în regulă. Așadar, în momentul în care mi-a zis că iarăși vrea să mă mute la cofetăria principală, practic, unde eu nu vroiam să merg, mi-a dat timp de gândire pentru că a văzut că eram destul de aeriană și mă uitam foarte mult în gol. Așadar, dimineața următoare am sunat-o pe secretară, i-am spus că nu accept propunerea șefei și mai târziu o să vin să-mi depun demisia, uniforma și ecusonul. Și asta este, ea nu se aștepta să-mi dau demisia, a rămas un pic șocată din câte am observat eu, pentru că ea se gândea că îmi dă niște opțiuni și eu am de unde să aleg, când de fapt nu a fost așa, pentru că ea mi-a zis că vezi că te mut acolo și eu trebuia să-i zic da sau nu. Astea nu mi se par niște opțiuni, nu am de unde alege în situațiile de genul, dar în condițiile în care tu îmi spui mie că îți promit că te aduc înapoi la locație și aștept cu sufletul la gură momentul respectiv și tu îmi spui foarte clar că nu te mai aduc la locația inițială pentru că formula este completă deja. Poftim? Asta înseamnă că tu m-ai locuit, eu aș fi în plus și acum trebuie să accept doar ca să nu plec? Pardon, despre ce vorbim aici? Adică nu. Nu știu cum ați fi reacționat voi în situația asta, vă zic sincer, dar pentru mine mi s-a părut cea mai bună opțiune, pentru că m-am săturat să stau la cheremul ei și să tac și să accept că de fiecare dată o să mă mute unde are ea chef. Așa că nu mulțumesc, am zis pas, mi-am depus demisia și viața merge înainte pentru că nu se învârte totul în jurul unui singur loc de muncă. Adică despre ce vorbim până la urmă? Asta a fost întreaga situație, de aia m-am enervat eu atât de tare, dar au fost mai multe pe parcurs. În momentul în care ai ajuns să nu te ții de promisiunile pe care mi le faci și să mă calci în picioare mai mult decât e cazul, iar pe lângă asta să te mai și aștepți să accept toate rahaturile astea, să-mi scuzați expresia și să mai și tac pe deasupra, păi nu știu cum să vă spun, dar deja pe mine m-ai pierdut de mult, ăsta este adevărul și poate o să-mi spuneți că deja am acceptat o parte din toate lucrurile astea, deja am acceptat și n-am vorbit mai devreme sau lucruri de genul. Ideea e că eu nu am mai avut până acum situații de genul cu ea ca să știu pe viitor că, băi, nu e de încredere, nu trebuie să-mi pun încrederea în ea, nu trebuie să aștept pentru că știu că nu se ține de promisiuni și așa mai departe, nu am avut de unde să știu, dar uite că s-a adeverit până la urmă. Ea, per total, este o femeie ok, însă bineînțeles că după toată situația asta mi-am schimbat un pic părerea despre ea, pentru că la început mi s-a părut mult mai ok de atât, dar toate până la proba contrarie, cum s-ar spune. Din partea mea poate să angajeze încă 200 de fete pe care să le joace pe degete așa cum dorește ea, nu îi dau lecții despre cum să-și coordoneze firma, face ce și cum consideră ea că e mai bine, dar eu am spus stop pentru că nu se mai poate în felul ăsta, dar asta este, viața merge înainte, după cum v-am spus, nu am ce să spun mai mult de atât, face fiecare ce și cum consideră, dar am vrut să împărtășesc experiența mea cu voi și de ce am ales să-mi dau demisia, iar dacă vreodată o să fiți într-o situație de genul sau cât de cât asemănătoare, vă rog din suflet să nu acceptați lucruri de genul din partea superiorilor voștri, pentru că, deși suntem și noi angajați, avem niște drepturi pe care ei ar trebui să le respecte, dar câteodată se fac că nu există acele drepturi, așadar, dacă nu vă dați demisia, măcar cereți-vă drepturile, niciodată să nu treceți cu vederea peste lucrurile de genul, mergeți și vorbiți cu ei, dacă nu sunt înțelegători și nu se ia măsuri în legătură cu situația respectivă, dați-vă demisia și asta este, pentru că este pierderea lor, nu a voastră. În momentul în care simțiți că ceva începe să scârție, nu mai așteptați, luați măsuri, pentru că cu cât așteptați mai mult, cu atât o să se agraveze lucrurile mai mult, iar după vă treziți că nu o să mai aveți opțiuni. Și trebuie să recurgeți la cea mai drastică, să spun așa, chiar dacă nu vă doriți asta, așa cum a fost în cazul meu. Dar trecând de asta, al doilea lucru despre care vroiam să vă spun este că mi-am făcut și eu cont de Vinted, pe care o să-l găsiți linkuit în descriere. Am postat deja vreo 5 articole, dacă nu greșesc, și cu siguranță mai urmează, așadar, dacă sunteți interesați, puteți să-mi dați un follow și acolo. Revenind la ale noastre, planul principal pentru astăzi este să fac un declutter destul de mare la parfumuri pentru că este necesar. Am foarte multe pe care știu că nu le mai port și am vrut de mult timp să fac acest declutter, dar până acum pur și simplu nu m-am apucat de el, nu știu de ce, nu mă întrebați, dar am zis că este ocazia perfectă, încep și vlogul, vă mai arăt și alte lucruri și pot să scap în sfârșit de parfumuri pentru că mi-ocupă extrem de mult loc. O să le dau prin stânga și prin dreapta, pe la mama, pe la verișoara mea. Dacă o să mai rămână, o să vă dau și vouă, depinde ce și cum își alege fiecare, dar asta rămâne de văzut. Și în rest, cam atât, treburi prin casă, spălat vase, rufe și cam atât. Așa că haideți să ne apucăm de parfumuri pentru că deja mi-e groază numai când mă gândesc la ele.
Acum ceva timp am făcut tranziția parfumurilor pentru primăvară-vară și le vedeți aranjate aici pe toate. Ideea este că am foarte multe parfumuri pe care nu le port din pricina faptului că mirosul nu este pe gustul meu, așadar am zis că este momentul perfect să fac un declutter la parfumuri pentru că le țin efectiv degeaba și mi-ocupă foarte mult loc, așadar prefer să le dau mai departe și să se bucure altcineva de ele mai mult decât aș face eu. Am vrut de mult timp să fac acest declutter, însă nu am apucat până acum, dar am zis că este momentul perfect să scap de parfumurile respective, pentru că, după cum spuneam, spațiul meu este destul de limitat în ultima perioadă și nu are rost să le păstrez și pe acelea în condițiile în care am oricum foarte multe parfumuri. Am câteva parfumuri și printre acestea care nu sunt 100% pe gustul meu, însă le-am adus aici fix cu scopul de a vedea cât de des întind mâna după ele până urma să fac acest declutter și în funcție de acest aspect să decid dacă le păstrez sau le dau mai departe. Pe celelalte le-am sortat deja pentru că sunt destul de multe și nu ar fi încăput aici, chiar dacă sunt și câteva de sezon, dar am preferat să le sortez dinainte, iar acestea fiind zise, haideți să vă arăt toate parfumurile la care m-am hotărât să renunț. Și acestea sunt toate parfumurile pe care le voi da mai departe. Am zis că mai bine vi le arăt pe toate la oaltă, pentru că știți că nu mă pricep să vă descriu parfumurile, așadar nu ar avea niciun rost să le iau pe fiecare în parte. Îmi pare rău că am dat banii pe ele și fie vorba între noi, aș fi egoistă să vă spun că nu-mi pare rău, pentru că o parte sunt cumpărate de mine, o parte sunt primite, însă asta este învățătură de minte pentru viitor, ca înainte să-mi cumpăr un parfum, să-l testez întâi de toate și poate așa nu o să se mai adune atâtea sticluțe de parfum pe care nu le port din cauza mirosului. Aici, pe de o parte, poate este și vina mea, pentru că mie îmi place să cumpăr parfumuri pe care nu le cunosc, parfumuri pe care nu le-am mai avut în trecut și despre care nu știu absolut nimic. Câteodată mai cumpăr și parfumuri pe care le recomandă alte persoane, bineînțeles în baza notelor, însă, după cum bine știți, eu sunt varză la capitolul note, așadar câteodată mai dau și greș, însă asta este, îmi asum, fiind vorba despre una din pasiunile mele, o să-mi asum întotdeauna că vor exista și parfumuri care să nu fie pe gustul meu, chiar dacă vorbim despre parfumuri cumpărate de mine sau primite. Am încercat să le folosesc, le-am dat mai multe șanse, le-am testat de mai multe ori, însă în momentul în care văd că mirosul nu este pe gustul meu, nu mă chinui să folosesc un parfum doar pentru că îl am, prefer să îl dau mai departe să se bucure altcineva de ele mai mult decât aș face-o eu și cu siguranță așa o să fie. Așadar, nu văd rostul să le păstrez și să spun că am foarte multe parfumuri când jumătate din colecție este nefolosită, o să mă trezesc la un moment dat că sunt expirate și o să-mi pară foarte rău de ele, așadar eu mă bucur din suflet că am cui să îi le dau. Deși v-am spus la început că nu o să le iau pe fiecare în parte, tot aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ele, așadar o să încep din partea de sus, unde avem Trezel de la Avon, pe care l-am testat de câteva ori pe mână, însă nu mi-a plăcut de la început, așadar nu l-am purtat niciodată. Următorul este Faraway Royal, tot de la Avon, care are o notă ușor bărbătească, sau cel puțin așa o simt eu, o notă care nu mă atrage și nu mă dă pe spate. După cum bine știți, mie îmi plac parfumurile dulci și puternice, așa cum sunt majoritatea din gama Faraway. Ei bine, acesta din păcate nu este așa, din această cauză l-am purtat doar de vreo două ori, pentru că nu îmi place mirosul lui, nu mă reprezintă, nu întindea mâna după el absolut deloc, așadar am zis că este momentul să-l dau mai departe. Următorul parfum se numește Flora, este un parfum arabesc și vreau să-l dau mai departe pentru că este extrem de subtil, din această cauză nici nu persistă, l-am purtat de câteva ori la muncă și după jumătate de oră simțeam nevoia să-l reaplic din nou și din nou, m-a scos din minți de fiecare dată, așadar am zis că o să-l dau mai departe cu prima ocazie. Următoarele două sunt tot de la Avon și am Imari varianta clasică și varianta Seduction. Ambele miros bine, să nu mă înțelegeți greșit, însă o notă ușor bătrânicioasă, o notă vintage, notă care mie personal nu îmi place și nici nu mi se pare că mă avantajează, așadar prefer să le dau mai departe decât să mă chinui să întind mâna după ele și să le folosesc cât de cât. Următorul este un parfum pe care l-am câștigat într-un giveaway, un parfum plin de trandafiri și cred că sunt și trandafiri bulgărești, iar aceea miros extrem de puternic, din această cauză nu este pe gustul meu și vreau să îl dau și pe el mai departe. Dedesubt avem parfumul Sunflowers de la Elizabeth Arden, pe care l-am primit de la colega mea de muncă și din nou are un iz bătrânicios, din această cauză consider că nu mi se potrivește. Știu că este un parfum foarte iubit, am auzit numai laude la adresa lui pentru că este un parfum vechi și clasic, existent pe piață de foarte mult timp, însă mie nu mi se potrivește și nu văd rostul să-l păstrez. Următoarele două sunt de la Jenny Glow, varianta Peony este cumpărată de mine, iar varianta cealaltă este primită de la Ana Maria Pesclevei. Ambele miros foarte bine, au un miros floral perfect pentru primăvară, însă am observat că parfumurile florale pe mine miros ciudat, așadar nu mai vreau să le port. Cele care au o tentă ușor dulceagă și fructată miros exact ca în sticluță, însă acestea 100% florale în momentul în care le aplic pur și simplu își schimbă total mirosul, așadar nu mai vreau să le port.
Apoi le am pe cele patru de la Divine despre care v-am vorbit și în ultimul vlog, așadar nu mai insist asupra lor pentru că oricum nu știu să vă spun în momentul de față ce parfumuri imită. Ideea e că am dat greș cu toate și vreau să scap de ele pentru că mă oftic de fiecare dată când le văd acolo, când mă gândesc că aș fi putut să încerc mostrele întâi de toate și apoi le făceam retur sigilate, fără să le mai deschid, fără să le mai testez și așa mai departe, însă eu am avut alte planuri pentru că am fost 100% convinsă că o să-mi placă, dar uite că n-a fost așa. Dar asta este învățătură de minte, după cum v-am spus și mai devreme. Am și un parfum de la Oriflame și anume Miss Giordani, de care vreau neapărat să scap, pentru că pur și simplu nu se simte. Pot să aplic jumătate de sticlă, pot să aplic două pufuri, el nu miroase de nicio culoare, nici pe haine, nici pe piele, nici în aer, absolut nicăieri. L-am pus pe mână de curiozitate mai devreme, doar să văd dacă într-adevăr se simte ceva sau nu. Și ce să vezi, surprinzător, miroase extrem de bine, dar în momentul în care vreau să-l aplic, pur și simplu nu se simte nimic, nu miroase a nimic. Nu înțeleg exact de ce, dar nu mai are rost să-l păstrez pentru că mai tare mă enervează, vă spun sincer. Următorul parfum este Commune Evidence de la Yves Rocher, care miroase genial, însă fiind un parfum floral, se întâmplă același lucru cu ele ca și cu cele de la Jenny Glow. În momentul în care îl aplic, mirosul se transformă cu totul și nu mai îmi place de nicio culoare. L-am purtat de mai multe ori la muncă, însă pe parcursul zilei simțeam eu că ceva este în regulă, așadar am zis că mai bine îl dau mai departe pentru că îl țin degeaba. Următorul este Lily Soft Mask de la Avon, care mirosea foarte bine la un moment dat, drept urmare am și folosit jumătate din sticluță, însă de ceva timp mirosul nu mă mai reprezintă, nu mă mai atrage, nu mai îmi place cum miroase, așadar nu mai are rost să-l păstrez. Următorul este Vervain Cedra de la Jeanne en Provence, un parfum care miroase a lămâie pură și cam atât, cel puțin așa mi se pare mie, iar eu una nu m-aș da cu un astfel de parfum pentru că mă simt de parcă m-am scăldat în zeamă de lămâie la propriu, atât de puternic miroase. L-am cumpărat pentru simplul fapt că descrierile pe internet erau foarte interesante, însă mă așteptam să miroase altfel, știu că n-o să-l port, așadar nu are rost să-l păstrez. Și ultimul parfum este ceva arabesc pe care n-o să încerc să-l pronunț pentru că n-o să-mi iasă. Ideea este că el miroase foarte bine, are un miros dulce, proaspăt, fresh, însă nu persistă deloc. Din această cauză trebuie să-l reaplic și pe el de mai multe ori pe zi, la fel cum se întâmpla și cu Flora, despre care v-am vorbit mai devreme. L-am purtat de mai multe ori la muncă, însă nu persista de nicio culoare, așadar am zis că este timpul să plece. Și dacă tot v-am arătat parfumurile, vreau să vă mai arăt și o mică comandă plasată pe farmacia Dr. Max, o comandă plină cu antiperspirante și tot felul de deodorante. După cum v-am tot menționat în nenumărate clipuri cu produse terminate, eu transpir foarte mult, mai ales vara și nu mai știu ce produse să folosesc, așadar am zis în sfârșit să încerc și eu câteva produse din acestea care ar opri transpirația, însă asta rămâne de văzut după ce o să încep să le folosesc. Și pentru început mi-am luat TranspiBlock și Perspirex pentru că am înțeles că sunt foarte bune, bineînțeles că am auzit păreri împărțite despre ele, însă până nu le încerc pe pielea mea nu pot să-mi dau cu părerea despre ele doar bazându-mă pe părerile pe care le aud la alte persoane, așadar le-am luat să văd dacă pentru mine vor funcționa. Perspirexul acesta are 20 de ml și a fost în jur de 40 și ceva de lei, iar TranspiBlock-ul are și el 50 de ml și a fost tot așa în jur de 40-50 de lei, un pic cam scumpicele pentru cantitatea asta, nu pot să spun că nu, dar dacă o să-și facă treaba, eu sunt mai mult decât mulțumită. Am mai găsit și alte produse la un preț destul de bun care mi-au făcut cu ochiul și am zis să le cumpăr și pe acelea dacă tot plasez o comandă și pentru început mi-am luat acest deodorant Rolon de la Viva Natura, spun ei că ar fi unisex, cu bisabolol și argint, nu știu ce este acel ingredient, dar sună interesant, are 50 de ml și a avut un preț destul de bun, produsele de la Viva Natura sunt destul de bune, cel puțin eu am auzit numai lucruri bune despre ele, așadar abia aștept să încerc și acest deodorant. Am găsit și două soluții de tip spray pentru transpirația excesivă și prima soluție este aceasta de la Bionike, nu conține alcool și are 100 de ml, iar aici pe spate am văzut că ne dau mai multe detalii despre produs. Ține sub control transpirația și mirosul neplăcut, ideal pentru situații stresante și transpirație excesivă, eficientă până la 72 de ore. Asta sună foarte bine, dar rămâne de văzut acum și dacă într-adevăr o să-și facă treaba, eu o să fiu foarte încântată. Iar a doua soluție este aceasta de la Tis Farmaceutic, împotriva transpirației reduce secreția glandelor sudoripare cu extracte de coada șoricelului și levănțică, are 110 ml și mi se pare foarte interesant și acesta, iar aici spune că este soluție contra transpirației excesive a picioarelor, antebrațelor și axilelor, deci poate fi folosit în mai multe locuri, dacă vă interesează bineînțeles. Împiedică descompunerea transpirației și elimină mirosul neplăcut, reduce secreția glandelor sudoripare fără a le bloca. Foarte interesant sună, acum sper să-și facă și treaba, iar acestea sunt produsele pe care le-am cumpărat de pe farmacia Dr. Max, abia aștept să le încerc și o să vă țin la curent în legătură cu ele, pentru că știu că mai sunt persoane care sunt în căutare de deodorante sau antiperspirante foarte bune.
Vreau să vă zic că am avut o dimineață foarte lentă, pur și simplu nu am avut chef să mă mișc mai repede, să vă zic sincer. M-am trezit pe la 9, deși n-aș avea motiv să mă trezesc atât de dimineață, dar am primit notificare pe telefon cum că o să-mi fie livrat un colet, așadar m-am ridicat instant și mi-a venit un alt colet care nu mă așteptam să vină astăzi, dar trebuia să vină și el zilele astea și o să vi-l arăt și pe el, cu două articole vestimentare pe care le-am probat deja pentru că nu m-am putut abține. Și mai trebuie să îmi vină o comandă cu niște parfumuri, da, știu, la începutul vlogului am făcut declutter la parfumuri și eu acum îmi cumpăr alte parfumuri, care ce să vezi, tot blind buy-uri sunt, pentru că nu le-am încercat până acum, dar am o scuză bine întemeiată și o să vă zic la momentul în care mi-ajunge și comanda, pentru că încă o aștept, tot din bucătărie ne vedem, pentru că de cafea și că tot veni vorba, mai iau și o gură din ea. Și cam atât, n-am mai vorbit cu voi de luni, cred, pentru că pur și simplu nu am avut ce să vă arăt. Am făcut luni declutter-ul la parfumuri, v-am arătat comanda de la Dr. Max cu acele deodorante sau antiperspirante, ce sunt ele, și cam atât. În rest, am lenevit, am stat prin casă, că tot veni vorba, astăzi trebuie neapărat să-mi găsesc motiv să ies din casă, pentru că ieri n-am ieșit și să vă zic sincer, chiar dacă nu fac mare lucruri prin casă și mai mult lenevesc, tot simt nevoia să ies la aer și simt că nebunesc, așa că mi-am propus să ies din casă în fiecare zi, măcar jumătate de oră, pentru că contează câtuși de puțin să ies la aer. Am ieșit din casă marți, dacă nu greșesc. Am fost până la mall pentru că eram în căutarea unei flori artificiale de la Sinsay și bineînțeles că nu am găsit-o, n-am vrut să dau comandă pe site pentru ea, așadar am zis că cu ocazia asta ieși din casă, dar n-am găsit-o. Asta este din păcate. Am trecut și prin Pepco, dar și prin DM. Și surprinzător n-am ieșit cu absolut nimic din magazin, dacă vă vine să credeți. Acum să văd unde o să merg, să vă zic sincer, că n-am nici cea mai vagă idee. Aș da o fugă totuși până la Kaufland să-mi recumpăr gelul de ras de la Bevola, despre care trebuie să vă vorbesc. Mai am foarte puțin în cel din duș și nu mai am altul, nici pe stoc, nici nicăieri. Și am zis că aș da o fugă să mi-l recumpăr. Însă trebuie să mergem zilele astea și la cumpărături alimentare și am zis că poate îl cumpăr atunci dacă tot mergem, așa că nu știu ce să fac, dar vreau neapărat să ies azi din casă pentru că nu am prea multe în plan decât spălat vase ca de obicei și puțină ordine prin bucătărie pentru că e varză de ieri, de aseară de la cină, că așa e de fiecare dată, seara după ce luăm cina nu mai mi-arde să stau să spăl vase și așa mai departe, așadar las pe ziua următoare. Și cam atât, puțin aspirator, că e nevoie. Vă arăt coletele alea care sper din suflet să vină, mă rog, al doilea, mai bine spus că primul a venit. Și cam atât. De aceea zic că aș da o tură și pe afară. Acum să văd cum e vremea, dacă o să am chef să ies din casă și tot așa. Și unde o să merg până la urmă, că n-aș ieși așa să mă plimb de nebună. Dar cam atât până acum. Mai iau o gură de cafea. Eu v-am lăsat și ne auzim puțin mai târziu când primesc și al doilea colet. Și mi-a ajuns și a doua comandă despre care vă vorbeam puțin mai devreme, o comandă cu parfumuri plasată pe site-ul vioris.ro. Am vrut de mult timp să încerc parfumurile lor, așadar am zis că trebuie neapărat să dau o comandă, însă motivul principal al acestei comenzi este faptul că am aflat de curând că pe 1 martie business-ul Viori se va închide complet, așadar o parte din parfumuri deja nu mai sunt disponibile pe site, probabil ați observat acest aspect dacă ați intrat pe site-ul lor relativ recent. Am auzit foarte multe lucruri bune despre aceste parfumuri și vroiam de mult timp să le încerc, însă pur și simplu nu găseam momentul perfect să plasez o comandă, iar în momentul în care am auzit că se vor retrage de pe piață, am spus că ori acum, ori niciodată, așadar am intrat pe site și am plasat o comandă cu două parfumuri în varianta mare și trei în varianta de poșetă, așadar haideți să le deschidem pentru că sunt foarte curioasă de ele. Le-am scos din cutie ca să vi le pot arăta mai bine și o să încep cu acesta pe care l-am și deschis deja pentru că n-am mai avut răbdare. Este vorba despre My Vioris 13. Sticluțele sunt foarte simple, drăguțe, dar de efect. Cam așa arată. Este apă de parfum și are 50 de ml. L-am pulverizat puțin mai devreme pe mână și miroase foarte bine. Fresh și proaspăt, perfect pentru primăvară. Are și o notă verde undeva pe acolo. Nu știu să vă spun exact de la ce vine, însă se simte ceva verde prin el. Îmi place per total, miroase bine, așa că abia aștept să-l port. Cel de-al doilea este acesta. Le-am desigilat deja pe toate pentru că mă chinuiam să le deschid pe cameră și nu reușeam.
Acesta este Catchy, așa se numește, un nume foarte interesant de altfel. Sticluța arată exact la fel, este și el tot apă de parfum la 50 de ml. Și acesta mi se pare destul de fresh și proaspăt, însă are o notă dulceagă. O notă care îmi place destul de mult, pentru că știți că îmi plac în general parfumurile dulci. Mi se pare și ușor floral, tot așa perfect pentru vremea caldă, pentru primăvară. Îmi place, chiar îmi place mai mult decât primul și abia aștept să-l port și pe acesta. Și trecem la cele în variantă de poșetă și îl avem întâi de toate pe acesta. Fiecare are 12 ml, iar aici avem varianta Paradise. Le-am desigilat pe toate înainte și cam așa arată sticluțele celor de poșetă. L-am pulverizat în cutie și miroase foarte bine și el, perfect pentru primăvară pentru că este proaspăt și fresh. Tind să cred că are printre note un fruct din familia citricelor sau poate mai multe, nu știu exact să vă spun, însă în momentul în care îl miros mă duce cu gândul la o lămâie. Nu un miros foarte puternic, însă este sesizabil, îmi place per total, nu este necăcios, nu cred că ar deranja pe nimeni. Știți că nu mă pricep să vă descriu parfumurile, însă le-am ales după descrierile de pe site pentru că mi se păreau destul de interesante. Mai departe îl avem pe acesta, care se numește Black Flower. Sticluța arată exact la fel, foarte drăguță și ea, destul de simplă, dar de efect, spun eu. Miroase și acesta destul de interesant. Mi se pare mai degrabă potrivit pentru seară, poate și din cauza denumirii, nu știu exact să vă spun, dar miroase bine per total. Un miros interesant pe care bineînțeles că nu știu să vi-l descriu, dar îmi place și abia aștept să-l port și pe el. În momentul în care am desigilat variantele de poșetă, am constatat cu stupoare că mi-am cumpărat și varianta mică a parfumului My Vioris 13 pe care nu o mai deschid. Nu pot să înțeleg cum am făcut nebunia asta, dar aparent am făcut-o, așa că nu mă întrebați cum pentru că nici eu nu știu să vă spun. Cel mai probabil nu mi-am dat seama că le-am adăugat pe amândouă în coș și am plasat comanda, dar asta este, o să dau varianta mică mai departe, iar eu rămân cu parfumul în variantă mare. Și acestea sunt parfumurile pe care le-am comandat de pe site-ul lor. Până în momentul de față, favoritul meu este Catchy, pe care abia aștept să-l port mai mult, însă și celelalte miros destul de bine. Nu știu dacă o să le mai găsiți disponibile pe site după data de 1 martie, când o să apară pe canal și acest vlog, însă eu mă bucur din suflet că am reușit să plasez această comandă, pentru că vroiam să încerc parfumurile lor de foarte mult timp. Abia aștept să le port pe toate, iar pe parcurs o să vă țin la curent în legătură cu mirosul lor, cel mai probabil pe Instagram. În ultima vreme am dat iarăși peste câteva produse care nu mi se potrivesc din diverse motive și am zis că nu are rost să le păstrez pentru clipul cu produse terminate, așa că aș vrea să vi le arăt și vouă cu această ocazie și să vă spun de ce nu îmi plac. Și o să încep cu un produs despre care v-am mai vorbit, însă vreau doar să vi-l aduc în atenție și este vorba despre acest spray pentru bucle de la Balea, despre care v-am vorbit și în clipul cu produse care m-au dezamăgit și vă spun sincer că de atunci nu l-am mai folosit, deși mi-am propus să-l termin, dar uite că de fiecare dată întindeam mâna după alte produse, a stat destul timp nefolosit pe raft, așa că este timpul să plece pentru că o să expire cât de curând și este păcat de el. Următorul produs este acest șampon uscat de la Lidl din gama Sien, varianta aceasta cu trandafir și lalele, de care am fost extrem de curioasă în momentul în care l-am cumpărat și uite că în sfârșit i-a venit și lui rândul, dar vă zic sincer că nu sunt prea încântată de el pentru că în momentul în care îl aplic pe păr, lasă o peliculă destul de albă, peliculă care se îndepărtează destul de greu, oricât de mult aș încerca să masez și să-l distribui uniform, pelicula aceea încă se vede, încă este acolo, parcă se lipește efectiv de firele de păr și pare că așa avea fire albe când de fapt este șamponul uscat. L-am folosit destul de mult timp, însă nu este gata, așa că o să plece pentru că l-am deschis deja pe cel de la Gerovital, care îmi place mult mai mult decât acesta. Nici la capitolul sebum nu pot să spun că făcea o treabă extraordinară pentru că simțeam că îmi îngreunează părul și îl lăsa destul de aspru, dar am vrut neapărat să-l încerc pentru că a avut un preț mult prea bun ca să rămână pe raft. Știu că mai sunt încă două variante, una pe mov și una pe albastru, nu știu cum sunt acelea pentru că nu le-am încercat.
dar varianta asta nu este cea mai extraordinară. Nici nu mă așteptam acum să fie la fel de bun ca șamponul uscat de la Batiste, să fim serioși, pentru că nici prețul nu se compară, însă mă așteptam să-și facă treaba un pic mai bine de atât. Mai am un produs de la Balea și este vorba despre această cremă pentru picioare cu uree, un produs foarte lăudat de altfel, însă care mie nu îmi place, pentru că oricât de mică ar fi cantitatea pe care o aplic pe tălpi, în momentul în care încep să masez produsul, formează o peliculă albă care rămâne la suprafață, nu se absoarbe în piele, nu hidratează, nu face nimic, pur și simplu băltește la suprafață, iar lucrul ăsta nu-mi place, am încercat să o folosesc de mai multe ori, dar de fiecare dată reacționează exact la fel, așa că nu o mai țin pentru că am alte creme pentru picioare care așteaptă să fie folosite. O să plece și această loțiune de corp de la Evelyn Cosmetics, pe care am cumpărat-o acum ceva timp de pe Notino. Este o loțiune de corp modelatoare cu efect de încălzire, pe care am folosit-o de câteva ori, însă efectul acela este mult prea puternic, dar și deranjant în același timp. Am cumpărat-o pentru că a avut un preț foarte bun și am zis că o să-mi fie destul de utilă, pentru că începusem să fac și sport în perioada respectivă, dar nu a durat mult pentru că m-am și lăsat între timp, ce să vezi, așa că nu am mai folosit-o. Mă gândesc că ar fi fost potrivită una cu efect de răcire, mai ales că vine și perioada caldă, cu siguranță o foloseam mai mult, dar am cumpărat-o pe aceasta din impuls pentru că mă gândeam că o să-mi fie utilă în perioada respectivă. Să vă zic sincer, nici măcar nu m-am uitat pe ambalaj să văd ce efect oferă, doar m-am trezit în momentul în care mi-a ajuns comanda că este cu efect de încălzire. A stat destul timp uitată pe noptieră, așa că este timpul să plece. O să plece și acest spray parfumat de la Tezorii d'Oriente pentru că este cu mosc alb, iar varianta aceasta nu este favorita mea. Știu că este iubită de multe persoane, însă mie nu-mi place, așa că nu are rost să-l mai păstrez pentru că nu l-am mai folosit de mult timp. În momentul respectiv era singura alternativă pe care o aveam, așadar l-am folosit de câteva ori, dar nu este terminat și prefer să îl dau mai departe decât să-l țin în continuare și să se pună praful pe el. O mască pentru păr de la Dixon, pe care am cumpărat-o din Italia, destinată părului blond și decolorat. Toate bune până aici. În momentul în care am citit eu aceste aspecte, m-am gândit că o să fie o mască de păr extrem de hidratantă. Mă gândeam acum că am dat lovitura și că am găsit o mască de păr genială, care hidratează părul în profunzime și că o voi recumpăra până mă întorc în țară. Însă nu m-a dus capul să mă gândesc, nici măcar datorită ambalajului, care este mov, ce să vezi, că poate fi o mască de păr nuanțatoare pentru părul blond și decolorat, așa cum scrie pe ambalaj. Eu am cumpărat-o fericită că mi-am luat o mască de păr care o să fie genială, așa mă gândeam eu cel puțin, însă în momentul în care am deschis-o să o folosesc pentru prima oară, a venit și sigilată și am zis că dacă tot merge în baie, o deschid să văd care-i treaba cu ea. Și ce să vezi, că în momentul în care am deschis-o, am constatat că într-adevăr este o mască de păr mov, nuanțatoare, pentru părul blond și decolorat, așa cum scria și pe ambalaj. Lucru la care nu m-a dus pe mine capul să mă gândesc în momentul în care am cumpărat-o, pentru că de ce să mă gândesc când pot să o cumpăr direct, nu-i așa? Am folosit-o deja, după cum se poate observa, pentru că părul meu natural este destul de închis la culoare și știam 100% că nu are cum să-l nuanțeze și până acum nu s-a întâmplat nimic, o folosesc ca pe o mască de păr normală și cam atât, dar am vrut să vă povestesc pățania mea cu această mască de păr și sper să nu faceți și voi această tâmpenie și să vă gândiți de două ori înainte să vă cumpărați un produs. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este această cremă pentru ochi de la Gerovital Plant, cremă anti-cearcăn anti-rid, cremă de ochi care are culoare, cam așa arată, am pus-o pe mână ca să o puteți vedea, iar în momentul în care încep să o întind în jurul ochilor, dat fiind faptul că are această culoare de nude, începe să se strângă în toate liniile fine, intră și printre gene și arată destul de inestetic, nu o pot folosi de sine stătătoare, așadar o combin cu altă cremă de ochi doar ca să o pot termina, însă nu-mi place, aș fi preferat să nu aibă culoare pentru că și-ar fi făcut treaba mult mai bine de atât. Și acestea sunt toate produsele pe care am vrut să vi le aduc în atenție, v-am spus că nu sunt multe, însă îmi ocupau locul degeaba și am zis că este cazul să vi le arăt ca să le pot da mai departe, în afară de masca de păr pe care o pot folosi totuși într-un fel sau altul pentru că nu mă deranjează cu absolut nimic, restul produselor o să plece pentru că nu îmi face plăcere să le folosesc, nu am întins mâna după ele în ultima perioadă, așa că nu are rost să le mai țin, doar ca să se pună praful pe ele. Am fost până la magazinul Gerovital să mai reciclez niște ambalaje și mi-am ales această cremă de corp hidratantă cu acid hialuronic pe care abia aștept să o folosesc și pentru că am reciclat 8 ambalaje, mi-am ales încă o cremă de corp pentru că mai era disponibil un ulei pentru corp, dar nu folosesc așa că nu avea rost să-l iau pe acela, așa că am preferat să iau 2 creme de corp. Abia aștept să le folosesc și ambalajele bineînțeles că vor fi și ele duse la rândul lor la reciclat.
Și pentru că programul lor de reciclare s-a modificat puțin, asta însemnând că de acum încolo puteți să reciclați ambalaje în magazinul lor doar pe baza cardului de fidelitate, am fost nevoită să-mi fac și eu unul, așa că mi-am cumpărat această apă micelară de la Gerovital Plant în ambalajul nou, pentru că mi-a spus doamna de acolo că trebuie să cumpăr ceva ca să-mi pot face card. Este pentru ten normal și mixt, am avut-o pe cea în varianta veche și mi-a plăcut foarte mult și dacă asta va fi la fel de bună, cu siguranță o voi recumpăra. Și odată cu apa micelară am primit și această oglindă pentru geantă, pentru că a fost ceva promoție, la achiziționarea apei micelare se primea cadou această oglindă. Oglindă care cu siguranță o să-mi fie utilă, pentru că, surprinzător, nu am nici măcar una în întreg rucsacul, am toate porcăriile existente, însă o oglindă uite că nu am, așa că a venit la fix și îmi place foarte mult cum arată, pentru că este făcută din plută, materialul acela folosit în principal pentru dopurile sticlelor de vin. Chiar îmi place mult de tot cum arată, este și foarte ușoară, dat fiind faptul că este din plută, așa că o să meargă direct în geantă. Și acestea sunt toate produsele pe care le-am cumpărat, respectiv primit, din magazinul Gerovital. Am vrut să vi le arăt și vouă pe repede înainte, ca să vă pun la curent cu noile politici ale programului de reciclare, pentru că știu că sunt foarte multe persoane care reciclează ambalaje la ei în magazin, așa că am spus că această informație o să fie destul de importantă. Am mai găsit pe internet o promoție foarte bună la produsele Pantene, promoție care este disponibilă în mai multe magazine, așa că am vrut și eu să profit de ea și o să vă las pe ecran lista magazinelor în care este disponibilă această promoție, însă aveți grijă pentru că trebuie să aveți și acolo card de fidelitate ca să puteți cumpăra aceste produse. Eu, spre exemplu, mi le-am cumpărat din Auchan și mi-a spus doamna de acolo că trebuie să am card de fidelitate ca să pot beneficia de această promoție, așa că m-am dus la informații și mi-am făcut card de fidelitate pe loc, o informație destul de importantă care trebuia menționată, așa că aveți și voi mare grijă de unde le cumpărați. Și promoția suna cam așa: la achiziționarea oricărui șampon Pantene de 360 sau 400 de ml se primește cadou un balsam de păr la alegere, bineînțeles, din gama Miracle Serum, balsam pe care vi-l alegeți voi la raft, iar la casă se aplică această promoție. Șamponul pe care mi l-am ales este acesta din gama Aqualight, pe care l-am mai avut în trecut și mi-a plăcut destul de mult, așa că l-am ales la varianta de 400 de ml. Nu am mai folosit de mult șampoane de la ei, așa că dacă tot am prins ocazia, am zis că mi-l cumpăr la cantitatea mare, pentru că oricum îl folosim împreună și o să se termine destul de repede. Iar balsamul pe care mi l-am ales este acesta, Hair Superfood, de care sunt tare curioasă pentru că nu cred că am mai folosit balsamuri de păr de la ei, cel puțin nu în varianta asta la tub. Are 200 de ml și îmi pare rău dacă v-am orbit, însă ambalajul este de așa natură și mi-am mai cumpărat încă un șampon de la Farmec de data aceasta, pentru că l-am găsit în Auchan mult mai ieftin decât în Kaufland, de unde mi-l cumpăr eu în mod normal, cu vreo 2-3 lei mai ieftin, nu foarte mult, să nu vă gândiți acum la ceva exagerat, însă pentru mine contează și acei 2-3 lei și este vorba despre acest șampon purifiant cu ceai verde pe care l-am terminat destul de recent și care mi-a plăcut mult de tot, așa că dacă vreți să-l încercați și voi, cumpărați-l din Auchan, pentru că acolo are cel mai bun preț pe care l-am găsit eu până în prezent. Astăzi este luni și am zis că ar fi cazul să fac încheierea vlogului, pentru că oricum v-am arătat cam tot ce am avut în plan pentru acest vlog, iar își v-am lăsat pe linia de plutire câteva zile asta pentru că în weekend n-am făcut nimic special, el nu a fost la muncă, așa că am preferat să stăm împreună și cam atât, pentru că în ultima vreme este foarte aglomerat și mai mult muncește decât să stea acasă și am vrut să profităm. Duminică am ieșit la o înghețată și am uitat să vă arăt și vouă, dar cam asta am făcut, nimic special, așa că nu am mai filmat. Cred că ultima oară am vorbit cu voi atunci când v-am arătat coletul de pe Vioris, dar nu mai știu în ce zi, vă spun sincer, așa că am zis că este cazul să fac încheierea vlogului, pentru că din nou m-am lungit cu el mai mult decât era cazul. Știu că trebuia să vă arăt și acea comandă cu articole vestimentare, însă după cum v-am spus și ultima oară când am vorbit cu voi, le probasem de dimineață când mi-a ajuns comanda pentru că eram foarte încântată de ele, însă în momentul în care m-am pus să filmez partea de try-on, vă spun sincer că arătau oribil pe mine, așa că am spus că nu pot să inserez partea respectivă. Bluza este extrem de strâmtă și se vede tot prin ea, deși este mărimea L, am zis strict să o iau cu o mărime mai mare ca să fie largă pe mine, să nu se vadă când transpir și așa mai departe, însă din păcate este foarte strâmtă, spui că mi-am cumpărat mărimea S, când de fapt este un L, nu știu cum sunt mărimile la ei, nu mă întrebați, dar este foarte strâmtă pe mine, iar pantalonii sunt extrem de largi, iar combinația nu e cea mai plăcută, vă spun sincer, așa că nu are rost să le mai probez, ci să vă inserez cadrele. O să vă las totuși niște poze pe ecran cu articolele respective, ca să vă faceți o idee de produsele pe care le-am comandat și mă chinui de câteva zile să fac retur articolelor, pentru că e puțin mai complicat din câte am citit la ei pe aplicație. Ideea este că îmi spune că ar trebui să merg la sediul firmei de curierat corespunzătoare,
însă nu știu ce să înțeleg prin asta, pentru că mie mi-a venit coletul prin Cargus, pe foaia de retur pe care mi-au trimis-o pe mail îmi scrie DHL, iar pe aplicație scrie că ar trebui să merg la cea mai apropiată poștă și să cer acea chitanță de retur, așa că nu știu ce să înțeleg, vă spun sincer, dar o să-i dau eu de cap într-un final. Acestea fiind spuse, sper din suflet că v-a plăcut și vlogul acesta. A fost un vlog cu de toate, specific mie, și cu vorbă, și cu produse, și cu tot ce vreți voi. Sper din suflet că v-a plăcut și că ați avut răbdare să-l vizionați până la final. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram, iar în momentul de față am un giveaway în desfășurare, așadar vă invit și acolo, pentru că este activ până pe 20 martie și aveți timp să vă înscrieți. Linkul îl aveți în descriere, ca de fiecare dată, iar până la următorul videoclip, eu v-am pupat! Pa, pa!